Omule, te salut, doctor Mihail aici. Vorbim despre AVC. Vreau să te previn de la început că probabil o să încerc să nu fac asta, dar probabil că o să existe momente în care o să mă, o încing puțin în această conversație. Pentru că subiectul AVC este cumva foarte sensibil pentru mine, nu din punct de vedere personal, ci prin natura acestei boli. Natura acestei boli, care este 90%, 90 din cauză prevenibilă, da? Și tocmai pentru că este prevenibilă și oamenii știu că este prevenibilă și oamenii nu iau măsuri în această direcție, asta mă face pe mine să îmi pierd ușor încrederea în oameni, ceea ce promit că nu o să fac. Dar efectiv mă trage în a-mi pierde încrederea în oameni prin atitudinea lor care de multe ori este efectiv scuze, trigger alert, dar este efectiv imbecilă. Atitudinea oamenilor este efectiv una imbecilă. Și când zic ca oamenilor, mă refer inclusiv la mine. Nu vorbesc despre alți oameni, vorbesc inclusiv despre mine. Mi se pare uneori că ne curge salivă pe la marginea gurii. Ne curge salivă pe la marginea gurii și, culmea, când faci AVC, ai foarte mari șanse să scurgă saliva la propriu pe la marginea gurii. Dar noi vorbim acum de lucrurile pe care le facem înainte de a face AVC. Acum, nu judecăm persoanele care au făcut AVC. Nu este scopul nostru în acest video și... Nu e bine să facem asta. Persoanele care au făcut AVC sunt niște pacienți care trebuie îngrijiți și niciodată judecați. Dar probabil că ne va fi greu să nu judecăm persoanele care se îndreaptă înspre, drumul, înspre această patologie pe un drum foarte sigur. Pentru că AVC e o patologie incredibil de nasoală. Accidentul vascular cerebral pur și simplu te poate transforma într-o stare de dependență totală. Te poate transforma într-o legumă. Te poate transforma într-o persoană care nu mai știe cine este ea. Este atenție! A doua cauză de deces în lume, adică a doua cauză după bolile cardiovasculare, este a doua cauză de deces în această lume și este o prima cauză de invaliditate la nivel mondial. Deci, oamenii care devin invalizi, principala cauză în lume este accidentul vascular cerebral. Iar statistica este una de natură să te sperie. Este una de natură să te sperie și îmi doresc să te sperie. Îmi doresc să înțelegi că sănătatea ta, sănătatea mea, nu este ceva negociabil, nu este o alegere liberă. O să revenim la subiectul ăsta. Dar nu este alegerea mea să fumez, că așa sunt eu. Eu sunt o fire liberă și sunt o fire așa strujnică și sunt așa rebel și mi-aprind o țigară pe balcon și o, și o fumez. Încerc, fac tot posibilul să nu mă aprind. Revenim la statistică. 25% dintre oamenii de pe această planetă vor suferi de un AVC. Dacă ai o familie formată din 4 persoane, unul dintre voi o să facă AVC. Ok? Unul dintre voi. Unul din 4 persoane de pe acest pământ. 90% din aceste AVC-uri, da? Deci, dacă ei, uh, 10 persoane care au făcut AVC, 9 din aceste persoane au făcut AVC din factori de stil de viață. Care pot fi modificați. Adică, 9 din 10 AVC-uri pot fi evitate. 70-80% dintre supraviețuitorii rămân cu invalidități. Adică, e aproape imposibil să nu rămâi cu niște sechele. Rămâi cu niște sechele după un AVC, în proporție de 70-80%. 20% dintre pacienți au nevoie de asistență constantă, adică cineva va trebui să te îngrijească în. Proporții de 20% dacă o să faci AVC și doar 10% dintre supraviețuitori se recuperează aproape complet. Nu există complet. Nu, după AVC nu o să fii niciodată același, dar poți să te recuperezi aproape complet în 10% din cazuri. 25% dintre oamenii care au suferit un AVC vor face un al doilea episod de AVC, deci riscul este foarte mare, iar în următorii 30 de ani riscul de a face AVC va crește cu 70%, iar mortalitatea asociată va crește cu 30%. Astea sunt datele. 60.000 de oameni în fiecare an în România fac un AVC, dar repet, 90% dintre aceste AVC-uri sunt prevenibile. Iar în Statele Unite apare un AVC la fiecare 40 de secunde, iar la fiecare 4 minute o persoană decidează. Iar după vârsta de 55 de ani riscul de a face AVC se dublează la fiecare 10 ani, da? Și 15% din AVC-uri apar la persoane cu vârste de până la 40 de ani. Asta este statistica despre AVC. Este uh, e atât de e atât de important să înțelegem acest lucru și să ținem minte 90% din AVC uri sunt prevenibile, iar riscul este unul mare, adică să faci AVC nu este așa, am auzit la țară un vecin, la un moment dat, a făcut AVC nu, unul din patru din noi dacă ne-am strâns opt inși în această încăpere doi o să facă AVC, da? și 90% din aceste AVC-uri sunt prevenibile prin modificarea factorilor de risc. O să vorbim și despre acești factori de risc și despre cum ne raportăm. Cred că problema esențială în medicină, în de față și în provenție, este felul în care noi psihologic înlăturăm factorii de risc. Avem impresia că nu intră la noi în casă. Că factorii de risc sunt ca niște hoți de pe stradă. Noi avem impresia că ne ferim de ei, dar noi de fapt ne culcăm cu hoțul în pat. În momentul în care noi avem hipertensiune și nu știm de ea, în momentul în care noi avem obezitate sau supraponderabilitate, în momentul în care noi nu știm cu ce glicemie ne trezim dimineața, când avem un aparat amărât de aparat care costă 100 de lei care să măsoară glicemia dimineața, faptul că nu mergem la medic să ne facem niște analize, să vedem care e hemoglobina noastră glicată, dacă acel tiramisu sau acel cheesecake sau acea prăjitură făcută la țară, mâncate așa într-un stil de viață echilibrat. Dacă nu cumva ne cresc hemoglobina e glicată și ne predispun la diabet și ne predispun la AVC, da? Nu știm asta. E un stil de viață echilibrat sau poluare, sau fumat, toți acești factori de risc modificabile, o să ajungem și la ei, sunt cei care ne predispun la aceste AVC-uri. Acum, ce este un AVC? AVC, definiție, este un accident vascular cerebral. E o întrerupere bruscă a fluxului sanguin către o parte a creierului, ducând la deteriorarea țesutului cerebral. Creierul tău reprezintă 2% din toată greutatea corporală, în timp ce creierul tău consumă 20% din toată energia ta. Deci, dacă facem media energiei pe care corpul tău o consumă, creierul tău consumă de 10 ori mai mult decât toate celelalte țesuturi. Asta înseamnă că tu trebuie să aduci. Foarte mult oxigen pentru că el arde acel oxigen pe post de energie. Ca să aduci acel oxigen, ai nevoie de conducte mari, conducte mari care duc oxigen acolo, da, adică sângele care ajunge în creier, și foarte multe ramificații peste tot, care sunt practic niște arterioare și niște capilare extrem de fine, o pânză extrem de fină în tot, acest, în tot acest creier, în tot acest organ. Da? Deci este pur și simplu o rețea de plase peste plase de capilare micuțe care în continuu îți hrănesc creierul. Accidentul vascular cerebral se întâmplă în două situații și aici putem să separăm două tipuri de accident vascular cerebral. Există accident vascular cerebral ischemic, care se întâmplă în 85% din cazuri, cauzat de blocaj al unui vas de sânge, cauzat de un tromp sau de ploși de aterom sau combinația dintre cele două. Deci, un vas de sânge, de regulă un vas mai mare, pentru că dacă un capilar micuț se trombozează, cumva apar alte capilare de neogeneză care uh, o să reperfuzeze zona respectivă. Dar când un vas mai mare, o conductă mai mare, se trombozează, atunci întreaga zonă din acel creier o să ischemieze, nu o să mai ajungă sânge acolo. Iar creierul este foarte sensibil la această lipsă de sânge și începe să deterioreze, să moară țesutul da? respectiv. Deci avem AVC ischemic când un vas de sânge se trombozează, fie a ajuns un tromb acolo, fie este o placă de aterom, adică pe vasul de sânge, cum este așa, apare, crește o, ateros, ateroscleroză, da? deci un aterom în felul ăsta. Și în momentul în care ateromul ăsta a crescut și a rămas foarte puțin loc, vine un tromb foarte micuț, l-a trombozat, vasul de sânge e astupat și așa apare AVC-ul ischemic. Se întâmplă în 85% din cazuri, adică 85% aproximativ din AVC-uri sunt ischemice și este AVC hemoragic, se întâmplă în 15% din cazuri și rezultă din ruperea unui vas de sânge provocând sângerarea în interiorul creierului sau între Creier și craniu. Diferența între cele două este că, de regulă, avc ischemic se întâmplă treptat atunci când tu stai liniștit, se întâmplă de cele mai multe ori seara sau noaptea, în timp ce AVC-ul hemoragic se întâmplă uh, brusc, ziua, în urma unui efort fizic sau unui efort emoțional. Cum ziceam, este brusc. Dar scopul nostru nu este să separăm cele două sau să ne dăm seama ce tip de AVC am făcut. Asta este treaba medicului și treaba ambulanței. De regulă când se întâmplă să ai un AVC și chem salvarea, pentru că este o urgență medicală, imediat trebuie să suni la salvare, descrii semnele și salvarea o să vină cât se poate de repede, pentru că intervenția trebuie să fie foarte rapidă. Medicul e foarte important să înțeleagă, să fie experimentat și să înțeleagă, să-și dea seama ce tip de AVC ai. Pentru că dacă ai un AVC ischemic, da, adică s-a stupat un vas de sânge, corpul tău singur o să răspundă prin creșterea tensiunii arteriale pentru a încerca să perfuzeze prin alte vase colaterale zona care a fost ischemiată în creier. Deci tensiunea ta o să crească. Asta înseamnă că medicul trebuie să înțeleagă asta și să nu-ți scadă tensiunea arterială pentru că ea este esențială pentru perfuzarea cât se poate a bucății care a fost ischemiate în creier. Pe de altă parte, în AVC hemoragic, când un vas de sânge s-a spart și curge sânge, da, liber, în creier, în interiorul creierului sau între creier și craniu, atunci tensiunea arterială trebuie să fie scăzută. Adică dacă tu ai atunci tensiune arterială mare, medicul trebuie să ți-o scadă pentru ca sângerarea aia să se oprească, să se autolimiteze și ulterior o să urmezi un traseu terapeutic precis în funcție de protocoalele existente. Deci, cum ziceam, există AVC ischemic, AVC hemoragic, asta e așa, ca și cultură generală, pe noi nu interesează, când am făcut AVC, nu ne implicăm în niciun fel în al gestiona, ci sunăm la ambulanță și ascultăm sfaturile medicului. Și există un al treilea tip de AVC care se cheamă AVC tranzitoriu sau se mai numește atac ischemic tranzitoriu, AIT. Sunt episoade temporare de simptome asemănătoare cu AVC-ul care durează de obicei câteva minute până la câteva ore și nu lasă leziuni. Deci se întâmplă, de exemplu, să ai un AVC, să crezi că ai un AVC, să ai semnele unui AVC, nu mai vezi pe un ochi, nu mai poți să vorbești, ai, ești confuz. O să ajungem la semnele AVC-ului și sunt la ambulanță și până ajungi la spital, aceste simptome se remit. Se face o tomografie, nu există nicio leziune pe creier. Asta înseamnă că ai făcut un AIT, un atac ischemic tranzitoriu, dar atenție, acesta este un foarte mare semn de alarmă, pentru că medicul atunci va trebui să te pună pe un traseu de tratament, să-ți dea tratament anticoagulant, să te caute de tensiune arterială, să te caute diabet și de, alte, de alți factori care pot să cauzeze un astfel de eveniment. Acum, hai să vorbim despre ce se întâmplă când faci un AVC. Semnele astea sunt foarte importante să le recunoaștem la timp. Pentru că cu cât ai recunoscut mai repede semnul unui AVC, cu atât o să suni mai rapid la salvare, cu atât. Sperăm că salvarea va veni mai rapid la tine și cu atât mai repede poți să instaurezi un tratament. De regulă, în accidente vasculare ischemice, când s-a format un tromb care îți astupă un vas de sânge, ai aproximativ 4 până la 4,5 ore, 4 ore și jumătate, timp în care poți să intervii cu o medicație care se cheamă tromboliză. Este un medicament pe care doar medicul ți-l administrează pentru că riscul de a sângera din mucoase și din alte locuri este foarte mare în urma administrării acestui tratament, dar după administrarea acestui tratament există speranțe reale ca acel dop care ți-a stupat un, o arteră din creier și care a dus la accident vascular ischemic. este speranța ca acel tromp să se dizolve. Da? Și în acele patru ore, tu poți să revascularizezi zona care a fost ischemiată și să mai salvezi o parte din ea. Nu o să fie niciodată la fel ca înainte, dar ăla este timpul. De aur în care tu poți să intervii. Deci este extrem de important să recunoaștem aceste semne ale unui AVC. În primul rând, semnele apar brusc. Da? Primul semn și cel mai important este amorțeală sau slăbiciune la nivelul feței, a brațului sau a piciorului, în special pe o singură parte a corpului. Și aici e partea interesantă, pentru că creierul controlează partea contralaterală a corpului și a feței inferioare. Deci emisfera stângă a creierului controlează partea inferioară a feței drepte. Și tot corpul drept. Deci, dacă faci, de exemplu, un AVC în partea stângă a creierului, într-o zonă care controlează motor corpul, tu o să ai buza asta normală, buza asta lăsată, da? o să ai slăbiciune în partea asta a corpului, a brațului și a piciorului. Da? Deci, partea asta dreaptă. Și invers, dacă ai un AVC în partea dreaptă, o să ai o slăbiciune pe partea stângă. Atenție, amorțeală sau slăbiciune a acestor brațului a piciorului, a feței. Un al doilea semn care se întâlnește e legat de probleme de vedere. La un singur ochi sau la ambii ochi, cum ar fi vederea încețoșată sau pierderea vederii completă. Deci nu mai vezi sau vezi în ceață. Un al treilea lucru care se întâmplă este legat de confuzie și dificultate de a vorbi greutate în orientare, în spațiu sau înțelegerea limbajului. Deci omul nu se mai poate exprima deodată. Ai un om în casă, ai o rudă în casă, dar e foarte important ca ceilalți să înțeleagă aceste semne, pentru că de regulă omul care face AVC e foarte greu să, interact, să, să, reacționeze și să sune după ajutor. Ai de face cu un om, de exemplu, în casă, cu un tată sau cu un bunic sau cu un soț sau cu o rudă, whatever, o, un prieten, oricine în casă, care nu are neapărat o slăbiciune într-un din membrii, vede normal, dar deodată nu te înțelegi cu el. Adică vine la tine și briguie ceva acolo, încearcă, încearcă să articuleze și zice cuvinte împrăștiate și nu te înțelegi cu el. Ăsta este un semn de AVC. Ăsta e un semn că trebuie să-l așezi liniștit pe canapea și să suni la urgență și să spui bună ziua, e posibil să am de face cu un AVC pentru că nu mă mai înțeleg cu acest om, nu, nu poate să vorbească, nu mă înțelege nici el, este confuz. Este un semn al avc -ului. Un alt lucru care se întâmplă este o dificultate de mers, pierderea echilibrului amețeală sau stare generală de rău. Asta experimentează ca semne și simptome un pacient care a făcut AVC. Un alt lucru care este extrem de specific pentru AVC este o durere de cap severă atenție, fără o cauză cunoscută, adesea descrisă ca fiind cea mai intensă durere resimțită vreodată de acel pacient. Este o durere pe care pacienții care trec prin AVC spun că n-au simțit-o niciodată în viața lor. Deci este o durere de cap cum nu ai mai văzut vreodată. Deci dacă deodată pf, te doare capul cum nu te-a mai dorit niciodată, e un semn că e posibil să ai un AVC și trebuie să anunți pe cineva și trebuie să cauți ajutor. Sau se mai poate întâmpla să-ți pierzi complet conștiența sau să le da? Deci astea sunt semnele unui AVC și e atât de important să le recunoaștem încât există inclusiv acronime. Cel mai cunoscut acronim este FAST și există chiar și organizații care se cheamă Eroi FAST. I-am avut și la Medicul. Am avut o fel de materiale promoționale trimise de ei. Este o asociație care încearcă să învețe, nu încearcă, chiar face asta, îi învață pe copii să fie eroi fast, adică să recunoască când bunicul lor are un AVC. Acest lucru e extrem de important și o să te întreb de ce copii, pentru că în România există foarte mulți copii, cum știi probabil, care trăiesc cu bunicii pentru că părinții lucrează în străinătate. Părinții lucrează în Spania, în Germania, în alte țări, trimit bani acasă, dar copiii locuiesc cu bunicii. Iar bunicii au un risc mult mai mare de a face AVC. De aceea, cei copii sunt învățați să fie adevărați eroi, adică să recunoască un AVC prin acest acronim FAST. Eroii FAST. Iar FAST vine de la Face, arm, speech, time. Face, adică față. Observați că fața este asimetrică sau dacă un colț al gurii e căzut. Deci, uiți la bunicul sau la persoana din fața ta și dacă fața este asimetrică, înseamnă că ai avut un AVC pe partea contralaterală sau chiar și pe aceeași parte, care a dus la această pierdere a tonicității musculare pentru că zona aia a fost ischemiată da? de un trom sau de un accident hemoragic. Deci face, primul lucru la care ne uităm este fața. Bun, a doua literă este A și vine de la arm și ceea ce poți să faci este să rogi persoana pe care o suspectezi de AVC să ridice ambele brațe. O să vezi că unul din brațe nu o să poată să fie ridicat complet. Deci o să fie o asimetrie în cele două brațe. S vine de la Speech. Verifici dacă persoana are dificultăți de a vorbi sau de a înțelege. Îl întreb, hei! ce faci, în ce an ne aflăm, cum te numești, zim numele complet, zi, zi, adresa ta și el o să zică și nu o să înțelegi ce zice, dar asta e un semn. Și te vine de la time, pentru că timpul este extrem de prețios. Când ai văzut aceste semne sau oricare din aceste semne, timpul este esențial, înseamnă că ei telefonul, sună la 1 și spui, hei, am de-a face posibil cu un pacient care are AVC ține brațele asimetric, nu mă înțeleg cu el, are fața căzută pe o singură parte, vă rog, veniți urgent. Și atunci un echipaj de ambulanță vine spre tine și poate să inițieze de acasă încă sau din ambulanță tratament trombolitic dacă acesta se impune și asta scurtează timpul de vindecare, grăbește timpul de vindecare și grăbește extrem de mult recuperarea acestui pacient. Și acum, hai să vorbim despre factori de risc, da? pentru că aceștia sunt factori de risc și o să îi împărțim în două grupe, factori de risc modificabile și factori de risc nemodificabil. Și hai să începem cu ea nemodificabile, pentru că nu avem cum să-i modificăm. Vârsta este un factor de risc nemodificabil. Ai trecut de 55 de ani, riscul tău de a face AVC este mai mare. Istoricul familial, pentru că predispoziția genetică joacă un rol în AVC și... Pentru, la genetică e foarte interesant că nu trebuie să faci un test genetic ca să descoperi niște gene care te predispun la AVC. Tot ce trebuie să faci este să-ți întrebi mama, tatăl, bunicii, dacă cineva din familia lor a avut vreodată AVC, dacă ai avut AVC în familie, riscul tău de a face AVC este un pic mai mare și un factor de risc nemodificabil că n-ai cum să modifici familia odată ce ai fost născut în acea familie. Și sexul e un alt factor de risc nemodificabil. Bine, e discutabil dacă sexul e modificabil sau nu, nu este scopul discuției noastre de astăzi, dar sexul masculin, bărbații au un risc ușor mai mare, deși femeile sunt mai predispuse la decese cauzate de AVC. Iar acum hai să vorbim despre factori de risc uh, modificabil și trigger alert aici, e posibil să mă aprind, dar probabil că medicina practicată blând, cu înțelegere, mângâind pe creștetul capului un fumător și spunându-i da, dragule, este fix alegerea ta să faci ce vrei cu viața Dar nu e, nu, e nu e o soluție, nu este o idee bună, nu este o idee eficientă în a practica sănătatea. Factorii de risc modificabili care cauzează 90% din AVC-uri, repet... Unul din patru persoane de pe acest pământ vor face AVC, până la 80% dintre supraviețuitori rămân invalizi, și 20% din pacienți au nevoie de asistență constantă. Da, doar 10% supraviețuiesc și se recuperează aproape complet. Da? Deci, unul din patru persoane vor face AVC, 90% dintre aceste persoane vor face avc prevenibile pe care le poți preveni, iar factorii de risc sunt următorii. În primul rând, hipertensiunea arterială. Aproximativ 50% din AVC-uri au ca factor principal de risc hipertensiunea arterială și, atenție, 50% dintre bărbații trecuți de 50 de ani au hipertensiunea arterială și majoritatea dintre ei nu trădează. Deci, tensiunea arterială este o tensiune prea mare în instalație. Da, Instalația, la un moment dat, se va sparge sau se va ca să compenseze acea tensiune mare, se va rigidiza și asta poate să cauzeze un AVC. Deci, dragi bărbați, dragi bărbați care sunteți șmecheri, care sunteți tari, care dați cu pumnul masă și vă lăudați cu cât alcool consumați într-o seară fără să amețiți. Să mergi la medic, să auzi că ai hipertensiune arterială și să iei tratament, nu este o chestie de laș. Oricât de șmecher ai fi tu ca bărbat, și oricât de muncitor ai fi, și oricât de mult ai considera că n-ai tu nevoie de doctor, că știi tu mai bine care e treaba și ești tare, nu o să fii tare când cineva va trebui să te șteargă la fund. Nu o să fii tare când copilul tău va trebui să te șteargă la fund. Nu o să fii tare când copilul tău va trebui să lucreze încă un job în plus ca să te țină la un centru de seniori cât de cât ok, ca să nu suferi în el. Da? Nu o să fii tare când nu o să mai știi cine ești tu. Nu o să fi tare când nu o să-ți mai funcționeze jumătate de corp și o să fii nevoit să stai într-un cărucior uh, cu rotile, da? Nu o să fi tare atunci. Așa că hipertensiunea arterială nu este ceva ce așa nu simți și îți dă doctorul niște pastile ca să câștige Big Pharma. Hipertensiunea arterială este, repet, când zic factor de risc, mi se pare că factor de risc ne gândim așa că este dincolo de ușă. Este un risc, e periculos să ieși afară că e furtună. Nu! Hipertensiunea arterială, dacă nu o tratezi, este dușmanul, este criminalul cu care te culci în pat. Îl inviți în pat, stai cu el în pat și el stă cu cuțitul la spatele tău în timp ce tu noaptea dormi. Da? Deci hipertensiunea arterială se tratează, pentru că e o cauză principală a AVC-ului. În al doilea rând vorbim despre obezitate și sedentarism. Da? Excesul de greutate și lipsa activității fizice cresc riscul de AVC. Pentru că tu, ai un corp care e făcut să se miște. Mușchii ăștia, pe lângă faptul că, na, nu știu, arată bine, te fac sănătos din punct de vedere metabolic, mușchii ăștia, când se contractă, ei, mușchii ăștia împing sângele, da, împing sângele venos înapoi și ajută ca circulația ta să funcționeze. Când tu stai toată ziua pe scaun, când tu stai pe canapea, sângele la nu e împins, vasele alea suferă, încep să ruginească, se întăresc, da? fac ateroame și îți crește riscul de a face un AVC. Ok, înțeleg. Body positivity. Și da, dacă ești obez, nu trebuie să te judece nimeni. Dar trebuie să faci ceva. Adică dacă ai acea burtică și nu prea îți place să te miști și zici, a, lasă că ce rost are să mori sănătos. S Am auzit asta foarte des. Ce rost are că oricum o să murim. Uite, tu o să mori sănătos. Bravo ție. Păi este foarte șmecher să mori sănătos. E foarte șmecher să ajungi la 80 de ani și să mori sănătos. Ce poți să faci pentru a nu mai fi plinuți? este să înțelegi că dacă nu mănânci și suferi, e normal să suferi. Adică da, unor oameni este mai ușor să nu mănânce și să slăbească. Altor oameni este greu să nu mănânce și să slăbească. Dar dacă ți este greu, caută soluție. Există medicație pentru asta, medicație off-label care se folosește în România. Da, poți să găsești medic care să-ți prescrie corect după protocoalele de afară, o zempic, chiar dacă o zempic, nu este indicat pentru slăbit încă în Uniunea Europeană. Nu este. Încă nu este. Poți să te duci să faci sport, să înțelegi că să stai pe loc este nasol. Da, ok, nu suferi acum din sport, dar poți să suferi enorm făcând un AVC în viața ta. Da, înțeleg că e nasol să-ți fie foame și vrei să rup frigiderul și nu vrei să suferi, da, și vrei, ok, îți satisfaci pofta. Dar o să suferi mult mai mult când o să faci AVC. Să, să stai și să să nu suferi acum nu face decât să acumuleze o suferință enormă în viitor. Deci obezitatea și sedentarismul sunt factori de risc principal. Și nu, nu trebuie să slăbești ca să arăți mai bine sau ca să te satisfaci pe cineva sau ca să-ți găsești parteneri, da, poți să faci și pentru asta. Nu faci sport ca să arăți pe Instagram că faci sport sau ca să fii un super om. Faci sport pentru că lumea în care trăim astăzi, lumea, felul în care e construită lumea, este făcut să rămânem sedentari, pentru că totul este la îndemână. Magazinul este jos la parter, frigiderul este aici în cameră, mașina este jos în parcare, lucrul este la birou. Trebuie să faci activități constante, să faci efort, să faci sport. Și, din nou, legat de obezitate și sedentarism, este din nou un concept care mă trigărește foarte mult. Acela de o viață echilibrată. E bine să ai echilibru în toate. Și echilibrul acesta este un concept pe care noi îl pervertim așa în, în cum să zic, în avantajul nostru, da? Pentru că de multe ori avem impresia că e echilibrat să faci sport de două ori pe săptămână. echilibrat, e mănânc, ce, mănânc o dietă echilibrată, mai mănânc un tiramisu, mai mănânc un cheesecake, un tort, mai mănânc niște french fries, o dată la câteva zile mea, mea o așa urma, pentru păi că am mâncat o salată acum două zile. O dietă echilibrată poate să sune așa, ok, pentru că am mâncat două pulpe în loc de una la prânz, Seara o să mănânc mai puțină salată. Un stil de viață sau un sport, echilibru un sport sau un stil de viață, înseamnă că ok, dacă am mers de azi la sală, mâine nu mai merg la sală pentru că am o viață echilibrată, mâine o să alerg. Și poi mâine pentru că am mers la sală și am alergat, o să not. Iar răspoi mâine pentru că am fost la sală, am alergat și am notat, o să fac un sport nou care să mă pună în mișcare dar să învăț și cognitiv lucruri noi. Creierul se adapteze la noi mișcări și la noi posturi. Asta înseamnă o viață echilibrată. Nu să faci sport de două ori pe săptămână și să mănânci din când în când french fries. Mergem mai departe. Un alt factor de risc important este diabetul zaharat, glicemia mare constantă în sânge, care e corozivă pentru vasele tale de sânge. Ce poți să faci pentru asta? Avem un material întreg despre prediabet. Poți să oprești diabetul, poți să-l vindeci începând din diabet și reversând acel diabet, dându-l înapoi, vindecându-l. Avem un material, răsăm lăsăm jos în descriere. În esență, cel mai simplu lucru este să te duci la medicul de familie, să-i ceri analize care să includă și hemoglobina glicozilată. Te uiți la acea hemoglobina glicozilată, dacă ea este în valori aproape de, să zic, de, de, de valoarea maximă, asta înseamnă că, deci nu este... Un stil de viață echilibrat în care tu mănânci ce vrei. Nu, tu trebuie să-l schimbi activ, non-negociabil. Dacă vrei să nu fii paralizat sau să te îngrijească cineva în următorii câțiva ani. Dacă vrei să rămâi tu, să rămâi tu însuți și să nu dai povara asta altcuiva, trebuie să schimbi stilul de viață non-negociabil. Încearcă să mănânci perfect timp de 3 luni. ia glicemia, din nou, hemoglobina glicozilată. Ok, după aia introdu un tort dată la două săptămâni, o felie de tort dată la două săptămâni. Mai faci analize, vezi dacă geneticul tău îți permite să mănânci așa sau nu. Deci diabetul zaharat din nou este o, o cauză principală, poluarea și expunerea la poluanți. Aici din nou sunt lucruri pe care le putem face. Face. Și îți dau un exemplu. De multe ori, uite, mă duc cu copilul pe afară și trebuie să ajung într-un parc. Și mergând spre parc, dacă ies la niște ore de vârf, trebuie să merg drumul drept spre parc, este pe un bulevard care este plin de mașini care stau una lângă alta. Și oamenii circulă pe acolo. Dar ți se pare logic să iei pe acolo. Ori e atât de simplu de înțeles că dacă te duci pe niște străzi lăturalnice, dacă le găsești, acolo e mult mai puțină poluare. da? Deci, un mod de a evita poluarea este, de exemplu, să nu alergi prin oraș pe bulevard de mari. Să nu mergi cu bicicleta pe bulevard de mari când este uh, aglomerat. Și când mergi în oraș, să cauți drumuri de prin spatele blocului. Da, deci orice bulevard mare poate fi ocolit pe un drum care merge prin spatele blocului. Și dacă mergi prin spatele blocului unde nu stă mașină bară la bară, deja ai făcut un lucru în plus pentru a evita poluarea, cu toate că dacă trăiești în oraș este un, un factor semi-modificabil, adică poți să-l reduci cât de cât, poți să ții un filtru de aer în casă, dar nu poți să-l eviți complet. Și al cincelea factor modificabil este fumatul, care crește semnificativ riscul de AVC, mai ales în combinație cu contraceptivele hormonale. Deci dacă Ești femeie și combini fumat cu contraceptive, este big no, adică dacă nu poți să te lași de fumat, folosește o altă metodă contraceptivă, adică vorbește cu medicul tău și vezi ce alte metode non-hormonale există pentru tine ca și contracepție, pentru că, repet, nu contraceptivele îți cresc riscul de AVC, ci combinația între fumat și contraceptivă. Și fumatul este e un, e un paradox, pentru că e atât de greu să te lași de fumat. Eu, de exemplu, m-am lăsat de fumat acum vreo 4 ani, nu cred că mai mult. Acum vreo 5-6 m am lăsat de fumat. Am uh, trecut la varianta mai puțin nocivă, la Hit Not Burn. După ce m-am lăsat de Hit Not Burn, am trecut pe vape și am vapat aproximativ 2 ani. De aproximativ 3 luni m-am lăsat complet de vape și nu mai vapez. Înțeleg cât de greu este să te lași de fumat. Cumva resentimentele astea sunt uh probabil scate inclusiv de resentimente la adresa mea, pentru că mi se părea din nou foarte imbecil să vapez în continuare și să nu mă las. Până când mi s-a părut atât de imbecil încât efectiv am zis, what the fuck, nu am cum să mai fumez și pur și simplu le-am lăsat. În momentul în care îți dai seama la ce riscuri mari te expui pe tine și pe rudele tale și îți dai seama că o faci în continuare, ai un sentiment, adică efectiv îți dai seama că ești imbecil. Chiar dacă tu nu verbalizezi așa, tu îți dai seama, adică te, eu mă gândeam și mă gândeam la mine și ziceam, bă, ok, sunt un imbecil, efectiv, adică n-am -am o altă explicație de, de ce, de ce fumez și totuși dorința de a continua să fumez, de a-ți mai aprinde o țigară, lasă că mă las mâine, este atât de mare, dar în capul meu a câștigat ideea că, ok, dacă nu mă las acum, deci dacă nu fac acum puțină suferință, o să sufăr foarte mult... Ulterior, o să sufăr când poate fac cancer de plămân și nu pot să văd fiicele mele unde o să se angajeze și ce parteneri de viață o să se aleagă. O să sufăr când o să fac un AVC și nu o să mai pot să țin în brațe nepoții. Da? Adică suferința pe care o am în acum se va întoarce în zecit și atunci... La fel ca orice alt lucru bun care necesită puțină suferință cumulată zilnic, spre exemplu, sportul necesită suferință pentru că împingi la fiare și te doare, suferi, da? dar în timp devii mai rezistent. Expunerea la frig necesită suferință pentru că suferi când intri într-o baie rece, dar după aia devii mai rezistent. Să alergi, te face să suferi, da? să, nu știu, să faci un proiect care îți aduce beneficii. Să mergi la muncă, să mergi la muncă înseamnă suferință zilnică, puțin câte puțin, pentru un premiu mai mare ulterior. Ai putea să nu suferi. Da? De ce nu aplicăm asta cum aplicăm și la fumare. Hai să nu mai suferim, hai să nu mai mergem la muncă. Dar știm că consecința vine și este usturătoare pentru că rămâi fără bani. Am putea să nu mai suferim, să nu mai facem sport, dar știm că facem AVC dacă nu facem sport. Am putea să nu mai suferim și să nu ne abținem de la toate dulciurile pe care ni le dorim. Adică aș da orice să mănânc un tiramisu acum, deci efectiv aș da orice, dar știu că o să sufer ulterior. Același lucru este valabil și la fumat. Faptul că nu te lași de fumat este pur și simplu o amânare a suferinței care se va întoarce în zecit. Atunci, la fel cum suferi la sport, la fel cum suferi când te abții de la, de la dulciuri, la fel cum suferi când mergi la muncă și lucrezi atunci când n-ai chef. De ce n-ai suferi și lăsându-te de fumat? Ok, o să suferi, e nașpa să te lași de fumat, pentru că îți vine să fumezi și nu poți. E, secretul este că după ce te lași de fumat, suferința aia ține ca la orice. La sport, suferința ține câteva, nu știu, zeci de minute și după aia te simți bine. La expunere la fric, suferința ține două minute și te simți foarte bine. La fumat, lăsatul de fumat te face să suferi probabil 4-5 zile, după care următoarea săptămână te gândești la fumat ca la ceva de care te-ai lăsat, dar devii foarte mândru de tine că nu ai mai am fumat de 4 zile, nu mergi zilele. Zici, mamă, n-am mai fumat de o săptămână. Devii foarte mândru de faptul că poți să-ți infrău în frâu, în mod real, acea poftă. După care, în două săptămâni, nu o să mai ai chef de fumat decât în niște momente foarte stresante. Dacă în două, trei săptămâni după ce te-ai lăsat de fumat, ai un moment stresant, te-ai enervat foarte rău, ai avut o problemă, o să ai un impuls de a-ți aprinde o țigară și ai singura suferință pe care din nou trebuie să o experimentezi, înțelegând că, ok, ți-ai portia de suferință acum pentru a nu avea acea suferință în viitor. Și legat de fumat, mai există un aspect, pentru că există așa un curent. De, de, de psihoterapie și de respect la adresa altor oameni, care spune că, băi, ok, dacă nu știu, cineva o rudă, de ata fumează, dacă cineva dragție fumează, băi, lasă-l în pace. E dreptul lui să fumeze. E. Yeah libertatea lui să fumeze. Ceea ce mi se pare din nou o libertate destul de ipocrită, destul de egoistă, foarte egoistă de fapt. Este o libertate extrem de egoistă. Pentru că da, eu cred că este dreptul tău să faci ce vrei tu cu viața ta și cu sănătatea ta atâta timp cât trăiești în junglă. Și ți asum faptul că dacă faci un AVC rămâi într -un, lângă un copac paralizat și vine tigru și te mănâncă. Ok? E libertatea ta să fumezi cât vrei. Dar atâta timp cât tu ai o soră, ai un frate, ai părinți, ai copii, ai un partener de viață. Atunci când tu îți iei această libertate a ta umană să fumezi, să mănânci cât vrei, să fii sedentar, să nu-ți faci analize de glicemie, să nu-ți hipertensiunea, îți iei libertatea asta să fumezi o țigară, ieși pe balcon și. Ți-ai aprins o țigară, ești în oraș, ți-ai aprins o țigară, că doar ai o viață echilibrată, nu e așa? Mai faci sport din când în când și odată pe săptămână mai mănânci o salată. Ai o viață foarte echilibrată. Și îți aprinzi o țigară, țigara aia adaugă încă un procent în plus la riscul surorii, a fratelui, a părinților, a copiilor tăi, repet, să te șteargă la fund, să te spele, să muncească în plus ca să te țină într-un centru de îngrijire invalizi, să sufere în mod real, să meargă după tine în spital, să-ți aducă mâncare, să vorbească cu doctorii, să aibă un stres major pentru faptul că ai făcut AVC, să își petreacă timp amintindu-ți cine ești, să petreacă timp arătându-ți poze cu tine și cu ei când erați fericiți, când erați la un grătar și tu erai cu o țigară în mână pentru că ești un om liber, nu e așa? Eu cred că acest mod de a fi sănătos, echilibrat, dar echilibrat într-un mod non-negociabil, echilibrat însemnând că dacă ai mâncat porție dublă de salată seara nu mai mănânci, echilibrat însemnând că dacă ai făcut azi sală, mâine alergi. Echilibrat înseamnă că dacă ai muncit două ore în plus, astăzi, mâine o să dormi două ore în plus. Echilibrat înseamnă că faci în așa fel încât să câștigi mai mulți bani într-un timp mai scurt, ca să citești după aia o carte care îți place, să joci șah cu un prieten, să mergi pe afară în aer liber, să te expui la soare. Echilibrat înseamnă că da, ai un echilibru între toate astea. Nu exagerezi să mănânci o mie de salate, mănânci doar câteva pe zi. Asta înseamnă echilibrat. Și acest tip de echilibrat și de a avea grijă de noi devine o datorie noastră. Față de oamenii cu care locuim, față de oamenii cu care formăm această comunitate. Ok, mai departe. Am vorbit despre hipertensiune, obezitate, diabet, zaharat, poluare, fumat. Alți factori de risc includ hiperlipidemia, adică nivel ridicat de grăsime în sânge. Te duci la doctor îți faci analize, ai nivel ridicat de grăsime în sânge. Și ce faci? Zic eu, încep să te uiți la etichete. Te uiți la etichete și vezi câte grăsimi are un produs pe care îl cumperi și te uiți pe etichetă și vezi câte grăsimi saturate are acel produs. Și cauți produse care au mai puține astfel de grăsimi saturate. N-ai produs din asta, ai, nu știu, îți faci o pulpă de rață, intri pe net și cauți. Da? Intri pe cea GPT, varianta free și zici, zim te rog, 200 g grame de pulpă de rață cu pieliță, câte grăsime ai. Și o să-ți arate câte grăsime ai și dai pielița aia care la o parte. Și mănânci rar. Bun, un alt factor de risc modificabil este consumul excesiv de alcool. Alcoolul îți ruginește vasele de sânge. Alcoolul este un toxic, este o travă pe care, ok, poți să o bei echilibrat un pahar la două săptămâni pentru că este ziua cuiva, dar Ok, o faci odată la două săptămâni, asta înseamnă echilibrat mai mult, înseamnă că îți afectezi sănătatea. Alimentația nesănătoasă, am vorbit despre ea și putem să facem un alt material în care să vorbim concret despre ce înseamnă real alimentația sănătoasă. Stresul asociat cu depresia este un factor de risc important, există medicație pentru depresie, există psihoterapie, există... Consiliere filozofică, există teologie și credință, există multe lucruri care pot funcționa ca antidot pentru depresie, iar stresul constant este din nou un factor de risc pentru AVC. Apnea în somn e un factor de risc foarte important pentru AVC. Există tot felul de device-uri, de exemplu, ceasul de la Samsung îți spune dacă faci apnea în somn. Dacă dormi cu ceasul de la Samsung, el îți indică când ai apnea în somn. Sau pur și simplu partenerul de viață poate să spună când noaptea deodată încetezi până a respira un minut, după care faci... Da? ăsta e apnea în somn. Și alte patologii cardiovasculare sunt factori de risc. Acum, importanța, despre importanța intervenției foarte rapide am povestit. E atât de important să suni la medic imediat, să suni la 112 și să anunți că ai de face cu un pacient cu AVC, pentru că tromboliza se poate face în primele 4 ore și jumătate. Altfel, se poate face intervenție neurochirurgicală, deci te operează pe creier, în special în cazul avc hemoragice care trebuie cu sute sau drenate și după AVC începe un proces lung de reabilitare în care se face Reabilitare cu terapie fizică, ocupațională și logopedică. Înveți din nou să vorbești ca un copil. De ce înveți să vorbești ca un copil? De ce trebuie să înveți să vorbești ca un copil la 60 de ani? Pentru că tu ai fost liber să mănânci cheesecake, să stai la televizor și să fumezi. Iar ca prevenție și profilaxie este în mod cert faptul că trebuie să avem grijă de toți acești factori. Adică, prevenția unui AVC, profilaxia unui AVC presupune monitorizare și controlul hipertensiunii arteriale. Ți-ai pus manșeta, ți-ai luat tensiunea odată la două săptămâni, vezi că se duce mai sus decât trebuie, te-ai dus la doctor, iei medicație, faci sport, slăbești, faci orice poți ca să scazi tensiunea, important este să ai tensiunea normală. Adoptarea unui stil de viață activ, exerciții fizice regulate, cel puțin 150 de minute pe săptămână. 150 de minute pe săptămână este pentru așa, hai că trec și eu prin viața asta cum pot și fac 150 de minute pe săptămână. Este puțin, este cumva, e, o, e, o, e limita inferioară în care oamenii de știință au zis, băi, cum îi convingem pe oameni, hai să, să, nu le zicem 300 de minute, hai să zicem 150 de minute. Real trebuie să faci o, în jur de 300 de minute de activitate fizică moderată spre intensă pe săptămână și în rest să fii activ. Adică, ok, ai lucrat două ore, te-ai dus la plimbare, ai plimbat 2 km, ai mâncat la prânz, te-ai dus la plimbare, seara, stai la o discuție, te plimbi. Asta înseamnă un stil de viață activ. Alimentație sănătoasă trebuie să fie 80% fructe, legume. Da? Asta înseamnă alimentație sănătoasă. Repet și o să tot repet de acum încolo. Dacă vrei să slăbești și să mănânci sănătos, mănânci o lactate, mai puține, dar mănânci lactate, brânză de vaci degresată, carne slabă, pește, și 80% legume. Te duci și îți cumperi toate legumele posibile, îți cumperi toate semințele posibile, toate mirodeniile posibile, culei de măsline, le amesteci în salată și asta este mâncarea ta de bază într-o zi. Asta e limitația sănătoasă. Renunțarea la fumat am explicat cum. Da, suferi, dar suferi acum și am în suferința care o să vină. limitarea consumului de alcool, hai să zicem un pahar pe săptămână, este ok. Gestionarea stresului, există tot felul de tehnici de relaxare, controlul greutății corporale, cum printr-o alimentație sănătoasă și tratarea afecțiunilor conexe, cum e diabetul, dislipidemia, sindromul metabolic și alte astfel de probleme. Așa că, spre final, Reiterez ideea că una din patru persoane vor face AVC pe acest pământ și se pare că riscul acesta crește de la an la an, da? deci din ce în ce mai multe persoane vor face AVC. Persoane din familia ta, din păcate, statistic, vor face AVC. E foarte important să reții măcar semnele pentru că intervenția rapidă este foarte importantă. E foarte important să înțelegi cauzele AVC-ului și să începi să, nu știu, să vezi, unchiul tău, oare a fost la medic de curând, oare câți ani are, oare a mai băut alcool, fumează, oare are hipertensiune, care e ultima lui hipertensiune? tensiune. Care e ultima lui tensiune luată? Aha, deci nu și-a luat-o. Cumpări un tensiometru, trimite la medic, convinge-l să ia medicație. Poți să reduci cu mult riscul lui de a face AVC. Fumează, încearcă să intervii cum poți, convinge-l să nu mai fumeze, trimite-l la un program de lăsat de fumat. Explică-i că el pentru tine este foarte important și că o să suferi mult dacă el o să facă AVC și o să paralizeze. O să suferi pur și simplu sufletește pentru că o să-l vezi că este foarte rău. Convinge-l că e important pentru tine ca el să rămână sănătos. Ai un partener de viață care fumează. Faceți amândoi un lucru, negociați amândoi un fel de a se lăsa de fumat. Ok, nu astăzi cu pumnul masă, dar hai să vedem. În cât timp îți propui să te lași de fumat? Când vrei să faci ceva ca să te lași de fumat? Uite, am nevoie să te lași de fumat pentru că aș vrea să prindem bătrânețe împreună și să nu te împing cu căruțul pe faleză, ci să notăm amândoi la 70 de ani pe coasta de azur, când o să câștigăm foarte mulți bani, o să avem multe proprietăți pe care o să le închiriem și o să putem să ne plimbăm prin toată lumea sănătoși, la 80 de ani, la 70 de ani, la 75 de ani, mâncând salate, făcând sport, mergând prin soare, făcând exerciții fizice și nu vizitându-te la un un centru de seniori unde ești îngrijit sau ai, să zic, îngrijiri speciale pentru pacienți paraplegici. Hai să începem discuția de aici pentru că asta este discuția reală și e important să o transformăm într-o discuție reală și pe bune acum, astăzi, când poți să faci ceva. Nu după ce ai făcut AVC și singurul lucru pe care poți să-l faci este să plângi și să te întrebi de ce ți se întâmplă tocmai ție. Șansele sunt de 90% ca asta ți se întâmplă tocmai ție sau tocmai celui care a făcut AVC, pentru că toți acești factori de risc modificabil n-au fost luați în considerare. Așa că, omule, reia factorii de risc, uite te la acest material din nou, trimite-l dacă ai o mătușă, dacă ai un unghi, dacă ai un părinte, dacă ai un partener de viață care nu respectă un stil de viață non-negociabil sănătos, care nu știe dacă are diabet, care nu și-a la tensiune arterială, care fumează, trimite-i video ăsta și spune-i, te iubesc, vreau să fii alături de mine mai mult timp. Hai să evităm acela vece. Ce zici? Hai să lăsăm lucrurile astea. A, ok, suferi că nu mănânci cheesecake și că te lași de fumat? Ok, hai să suferim acum. Hai să găsim motive sau să găsim modalități de a suferi și de a trece împreună prin această suferință care este de o mie de ori mai mică decât suferința de a trece printr-un AVC. Dacă aveți întrebări, lăsați-le jos în comentarii. Dacă aveți metode pe care le-ați aplicat pe voi și au funcționat de a slăbi în greutate, de a vă apuca de sport, de a reversa prediabetul, de a te lăsa de fumat, te rog, du-te acum în comentarii, scrie-mi povestea ta, scrie cum ai reușit să faci asta și poate că alți oameni care se vor duce în comentarii și vor citi povestea ta, vor fi, într-un fel sau altul, influențați pozitiv de asta. Până atunci aveți grijă de voi, respectați lucrurile astea, lăsați un aibi de fumat, lăsați un aibi de sedentarism, suferiți acum puțin într-un mod sănătos pentru a nu suferi în viitor. Pe curând!